Da, scrie aici, scrie, Mina Gabriel, da. Așa. Și noi v-am adus aici un mic cadou, e un ceas, să-l folosesc dumneavoastră încă 100 de ani. Ați adus și cadouri. Și ești o doamnă cu și un tort aici. Să mai îndulcim. Unde că ți-ați adus dumneavoastră aici? Și avem un buchet frumos cu un fel de tricolor pentru dumneavoastră. Șata aia! Ce furt! Uite așa. Doamne, da. Câte mai sunt. Cum ați petrecut de anul nou, de Crăciun? De... Mai știu bine, dar au fost bine cum era. Da? Acasă, în familie. Da? Eu am lucrat și... În noaptea de rebelion am lucrat și asta. Am acasă. Copii. Foarte bine. Un rachim ați băut? Dar ce vă păliați? Era gură și eu am ce vă trimis prin străinătăți. Am fost în patru țări. Am fost în Liban, în Siria, în Germania, două Germania. Democrată și în Austria. Nu te metea cu mine la întrepine, cum lucram la întrepine. Povedește că lucrai la IFE, erai maestru. Da. Și mă trimitea în țări de este. Am înțeles. Și apoi în Liban, am Liban ăsta, adică îmi dădea pe zile. În Liban 30 de zile. Cu avionul, nu? Cu avionul, cu Liban, sigur. Cu avionul, cu Liban, am plătorit jos, am intrat la noi, la ambasador. Am noroc că mă iubim, bine zraciu, mă-i trăiesc, mă-i bine, nu știu chiar zi, adică. Radio, ascultați? Ascultați radio? O, da, cum? Da? Și radio, și mai ascult, cu urețe, cu una nu-i bună, dar cu una nu foarte bine, uite-te. Cine să trăiască mulți ani, și cine să trăiască mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, Mina să trăiască. Mina că stăm purti strau. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, Mina să trăiască. Trăiți dumneavoastră. Mulți ani. Dumneavoastră trăiți mulți. Domnul Mina, trebuie să suflați lumânarea acum. Mulți ani fericiți, câte 100 de ani să trăiți. Da. Domnul Mina, trebuie să suflați în lumânările astea să le stingeți. Se distind? Da. Mai aproape, dă-te mai aproape. Tare, aproape, aproape, așa. Se sufru tare. Da, 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 da. Suflați. Bravo! Dar nu mai știi. O dat o bombă. Și când dea bomba, cum eram în tranșei, am zis, băi, de bun explodează bomba. Tot eu ziceam, numai deodată când o poc e bomba, eu am ligat capul în sus, mi-o poc în urechea stângă. Pocnit-o, n-am avut și mica. Dar unde s-a întâmplat asta, da? Mai știi unde s-a întâmplat? În tranșei, în patul de da, unde? Unde? Nu mai ții minte. În ce țară era? În Rusia? Rusia, Rusia, da. Dumnezeu tot am trecut mereu, prin câte n-am trecut. Dar văd că tot am scăpat din clăter. Tot trecem aici, coborăm de și e parte. Mai vedem câte unul îl pușca pe acolo, băi, să mă leacă, zicem, poate noi nu trag, eu știu. Mai mergem o bucată, mă, de ca 2-3, la noi, bă, că mie, nu au apărut nici un gloan, nică tot. Am înțeles. Cum eram pe acolo, cum să te... Am înțeles. Numai bomba și e, că noi ești pădat, mi-o spart urechea stângă. Așa e numai. Și acolo altceva, n-am pățit de ese. Născut în comuna Bodești, județul Neamț. Acolo, acolo e comuna unde m-am născut eu. Și mai aveți frați? Aveați frați? Aveam 4 surori și 5 băieți am fost. 9 copii? Da, 9 era. Poate mai făcea tata, dar au plecat pe front și eu eram în punci la mama când tata a fost dus pe front. Dacă mai trăiești, mai făcea vreo 5 copii. Acum, s-a dus, s-a murit pe fronța. Și era tânăr, nu? Hă? Era tânăr? Câți ani avea? Câte ani... Dacă făcea armată, război pe atunci... A fost venit în lucrare. Nu era bătrântală.
Și acolo, în războiul nedus, erau tranșee, s-a nimerit o iarnă așa, în 42 a fost o iarnă grea, puternică. Și acum stăteam în tranșee, un mot până aici, stăteam în tranșee acolo, noi. Și luptele și erau, știi? Că era linia întâi, linia două, noi eram linia treia, în tranșee. Mai tot în linii mâine. Dar linia întâi și a doua era luptele. Se luptau continuu, se pușcau. Și noi mai vedem din linia trei, mă, băi, uite-mă, mă, pușca pe doi. Uite-mă, mă, cica doi, s-a mai căzut. Uite-i pușc, băi, mereu. Băi, lasă, noi tășem din mâine. Să nu pățăm și noi ceva. Tot zicem, cum să te întrașe. Eram în prima linia treia. Și am văzut că de acolo s-o chemat.